Bine v-am găsit din nou, dragii noștri prieteni! Ne vedem și astăzi la o nouă filmare. După cum puteți vedea și în titlu, astăzi vă pregătim o rețetă de cârnați tradițional românesc de porc. Este o rețetă extraordinar de grozavă. Pentru aceasta, bineînțeles că avem nevoie de carne de porc. Proporția ideală pentru un cârnaț de calitate este undeva între 65-70% macră carne de porc. E vorba de ceafă, dacă se poate spată, și ori fleică. Și restul de 30-35% să fie grăsime. Deci de aceea este important să fie o carne destul de grasă de porc. După ce luăm, bineînțeles, carnea, luăm și o tem în bucăți potrivite pentru a putea toca. După cum vedeți, eu sunt foarte atent când aleg carnea, nu putem să punem orice pielițe, trebuie să avem mare grijă să nu punem pielițe în cârnațul de porc, să nu punem o carne inundată cu sânge, de aceea, după cum vedeți, eu sunt atent la fiecare bucată și le curăț, pentru că aici, credeți-mi, este diferența de calitate dintre un cârnaț de porc grozav și, hai să spunem, marea majoritate a cârnaților. E adevărat, toată lumea știe să facă cârnați. Noi, practic, eu am revenit cu această rețetă de cârnați pentru că am vrut să o fac mai compactă și o să vă prezint aici absolut toate ingredientele și tot ceea ce se face pentru un cârnaț de calitate și atât un cârnaț proaspăt cât și ce trebuie să facem pentru un cârnaț care să-l ținem la zvântat, după care, bineînțeles, la afumat. Este o rețetă pe care o am moștenit-o de-a lungul anilor, de la părinții mei, de la bunicii mei, de la care este din generații. Este o rețetă care în zona Maramureșului este un cârnaț deosebit, chiar deosebit. Pare într-adevăr foarte simplu, este simplu din punctul meu de vedere, cu ingrediente destul de simple, dar puse toate cap la cap, atunci vom avea rezultate. După ce am pregătit carnea pentru tocat, acesta ar fi vorba de un ciur, este vorba de un ciur cu găuri foarte mari. Acesta este cârnațul. Așa trebuie tocat cârnațul de porc românesc. Nu micuț, ci trebuie cât mai mare se poate. În vechime se tăiau și bucățele și se mai toca sau se tăia numai din cuțit sau din bardă, cum se spunea. Așa. După ce tocăm carnea, după cum vedeți, este destul de grasă carnea, așa și trebuie să fie, pentru că el să-și lase gustul și savoarea. Grăsimea, practic, îi dă savoarea acestui cârnaț. Vom toca carnea și ce facem acum? Vom pregăti ingredientele, condimentele necesare. Eu vă recomand, deci ideal ar fi usturoi undeva între 25-30 de grame la kilogram. Tot ce vă spun, vă spun la kilogram și absolut toate vă rog să fie măsurate și cântărite, nu se face la ochi. 25-30 de grame de usturoi care zdrobiți pe kilogram, pe care am pus puțină apă și îl fac așa ca o pastă. După care vin și fac condimentele, celelalte condimente. Este vorba de sare. Sare între 13-15 grame de sare la kilogram. Boia dulce, cam 100 de grame la 10 grame, mă scuzați, 10 grame la kilogram. Dar dacă doriți și boia iute, puteți să înjumătățiți proporția de iute cu dulce și atunci puneți 5 cu 5, piper vine 4 grame la 1 kg de carne. Toate acestea le vom omogeniza împreună, le vom mixa bine împreună, după care recunosc și eu am învățat asta de la un foarte renumit și vechi măcelar de la mine din zona Maramureșului. Doar puțină apă și dacă pot puțină apă minerală, doar pentru a aduce toată această combinație ca și o pastă. Să o fac pastă. Atenție, nu vreau să o fac lichidă, este o pastă. Și de ce subliniez acest lucru? Pentru că dacă îi facem doar proaspeți, să-i punem la congelator, e ok să îi faceți mai lichidă această combinație. Dar dacă îi puneți la fum, nu este indicat să îi puneți cu apă, pentru că atunci ei se vor strica. Omogenizăm carnea în prealabil să egalizăm grăsimea cu carnea împreună, după care venim cu usturoiul. Prima dată punem usturoiul și începem să frământăm bine carnea cu usturoiul prima dată.
Și frământarea are un rol foarte important, de aceea este foarte important să frământăm foarte bine carnea. După ce am frământat bine cu usturoiul, după care venim cu această mix de condimente, sare, piper, boia și începem să omogenizăm foarte, foarte bine. E adevărat, și datorită faptului că am făcut o pastă, se va integra mult mai ușor în compoziția de carne, se va răspândi mult mai ușor. Aceasta este și ideea pentru care se face pastă și nu o mai folosesc uscată. Într-adevăr, bunicii strămoșii noștri o foloseau doar uscată, este ok și așa, nicio problemă, dar consider că este mai bine, intră mai ușor aromele și mult mai repede încărnați. Și din nou trebuie foarte bine frământat acest cărnaț și asta este unul dintre micile secrete a cărnațului foarte bun. Carnea de o calitate deosebită, proporția bună de carne și frământarea lui. Cam așa ceva arată compoziția mea de cărnaț, după care, bineînțeles, am pregătit tunul, am pus aluatul de cărnaț în tun, în tunul pentru cărnaț, mațele care bănuiesc că toată lumea știe, le puneți într-un pic de apă călduță și le treceți un pic de apă prin ele, bineînțeles, trebuie să fie curate. Marea majoritate le cumpărăm astăzi și începem să formăm cărnații. Așa cum v-am spus, pare o rețetă și este o rețetă, din punctul meu de vedere, destul de simplă, putem să spunem. Nu putem să spunem că este o rețetă complicată, dar poate să devine complicată dacă nu și nu ne iasă dacă nu respectăm aceste proporții. Respectați această rețetă, o să vedeți, va ieși un cărnaț de cea mai bună calitate. Este și foarte gustos. Eu nu recomand la acest cărnaț tradițional românesc de porc să se vină în combinație cu cimbru, cu tot felul de coriandru și așa mai departe. Nu. Sunt cele 3-4 ingrediente: usturoi, sare, piper, boia sau boia, și boia dulce și atât. Este super suficient, credeți-mă, îi dă o savoare destulă, deci nu vă trebuie cimbru, nu vă trebuie alte coriandru la cărnațul de porc. Ăsta este practic cărnațul tradițional românesc, ăsta este vechiul cărnaț al nostru, așa îl făceau bunicii, străbunicii noștri. Continui în continuare să pun în ba să bag în maț toată compoziția mea de cărnaț care o am și am să vă arăt după aceea două moduri cum puteți păstra. Bineînțeles, cel mai ușor mod este modul proaspăt. Cărnații mei sunt gata. Eu vă recomand să-i lăsați un pic la svântat, chiar dacă îi puneți la congelator. Puneți-i pe o bară, dacă aveți afară, dacă nu și înăuntru, îi puneți înăuntru, puneți un ventilator să sufle vânt pe ei 2-3-4 ore, după care îi puneți în niște caserole sau un pun și puneți la congelator. Dacă îi pregătiți pentru fum, atunci trebuie să-i lăsați într-adevăr minim 24 de ore la svântat. Aceștia sunt cărnații mei pregătiți pentru congelator. I-am pus frumos în caserol, am tras folie de la NLP, ei sunt pregătiți pentru congelator. Iar așa cum am spus, pentru afumare, cărnații trebuie să stea la svântat, cam așa ceva. Ei trebuie să se svânte, să se uște. Au trebuit să-i tau în bucăți puțin mai mici pentru a putea să stea mai... să pot să îi agăț mai ușor, să-i pun mai ușor. După cum vedeți, îi las la uscat minim 24 de ore, după care, bineînțeles, îi puteți pune la fum. Ăștia, pentru poze i-am pus ca să vi arăt în poza noastră. Aici este la fum, i-am pus la fum, după cum vedeți. Aici vă arăt și câteva din cărnurile care eu le-am pregătit pentru fum, costiță și așa mai departe. Aceștia sunt cărnații care sunt afumați. După ce îi scoateți, îi puneți din nou la svântat. Priviți, i-am pus tot înăuntru și am pus aer pe ei. Uitați cum arată. E adevărat, ei mai trebuie să se uște. Și cum ați văzut, în cele două moduri pot fi prezentați. Dragii mei, v-am făcut și un mic plating cu cărnațul proaspăt. Îl servim cu niște castraveți murați și merge foarte bine cu un sos de hrean. Sunt extraordinar de gustoși. Priviți, vă rog, înăuntru textura lor și cum arată. Dragii noștri prieteni, aceasta a fost rețeta noastră de astăzi. Aceasta a fost filmarea noastră de astăzi. Vă mulțumim că încă o dată ne-ați urmărit și ne urmăriți. Și dacă v-a plăcut, vă rugăm frumos să ne dați un like, un share și un subscribe. Vă mulțumim! Să ne vedem și să ne auzim cu bine. La revedere!